mai ales în ultimii 30 de ani după înfrângerea noastră și a comunismului în războiul rece, a fost o perioadă de consumerism, de consumism, cum vreți să spuneți, pentru că era din belșug. Acum, eu nu iau deloc în serios toate chestiile astea, că nu știu ce coțofene o să scrie pe blog că ele nu se mai spală pe dinți. Da, e fabuloasă asta. Să nu ne spălăm de două ori pe cap. Pentru că să ne lămuriți. Dacă eu tot încerc, vreau să v-ați uitat poate la podcast, eu încerc să vă lămuresc. Deci, nu e apă. Dacă nu e apă, să vină guvernul italian să spună apa crește, se dublează. Și atunci, aia de la coafură zice, tanti, ori te speli o dată și dai 5 euro, ori te speli de două ori, dai 10 euro. Corespondența aia care era de un proletcultism groaznic de la Radio România Actualități îmi propunea și o chestiune imposibil omenească. Adică, o tanti din România, au venit clientele și v-ați aflat de la femei că trebuie să te speli de două ori. Și le-a zis, bă, nu, eu nu avem apă, deci le-a ținut o cuvântare, înțelegeți? Deci o la coafeză care ținea cuvântări. Deci au venit clientele, italiencele. Cum sunt italiencele? Vă să spele pe cap. Și a zis, a, nu avem apă, trebuie să fim patriote italiene, că și italiencele sunt patriote. Deci, nu o să mai vă propun să vă spălați o singură dată pe cap. Te-ai aștepta omenește, da. Gălăgie, că femei, bă, dar de ce cu tare? Nu. Și în corespondență aia spune așa, a avut loc un schimb de idei, dacă mă zic, adică acolo la coafură aia, taca, așa, cum să economisească și acasă. Domnul Turcescu, era ceva nefiresc omenesc. Omul, normal. Da. O femeie, nu știu, noi bărdacă de la băie să te razi și zice la domne, nu mai avem brici, avem un cuțit. Pentru că nu mai sunt brice. Dumneavoastră și el îmi spune, frizerul face o teorie patriotă, patriotică. Nu, zic, băi, ești nebun. Așa și aici. Deci așa va fi, domnul Turcescu, ne vom aștepta în perioada următoare la sume uriașe, uriașe vârâte în presă, în influencer în ăsta, pentru, vezi, Doamne, a convinge populația să facă economie. Am povestit. Maestre, stați, vă dau un exemplu, că a început deja. Îmi pare rău că fiind încă în Grecia, e mai greu să umblu acum pe laptop. Citesc zilele trecute o postare a lui Lucian Mândruță, influencerul progresist numărul 1, ca să zicem așa, al Țărișoarei, în care Mândruță zice, domne, zice, vreți să știți cum puteți să contracarați creșterile de prețuri la carburanți? Băi, zic, ia mă, a descoperit ăsta, apa caldă, ca să zicem așa, ia mă, care, ce propune? Și zice că a observat el că pe banda 1 în momentul de față, în drum spre mare, merg din ce în ce mai multe mașini. Asta însemnând că românii și-au dat seama că dacă merg cu 90-100, maximum 120 la oră, dar nu sar de 120 la oră, pe drumul dintre București și Constanța economisesc în jur de 5 litri de carburant, mă rog, sau poate 3, da? Dar în orice caz, în felul acesta reușesc să echilibreze scumpirile de la pompă. Și a zis că el nu mai circulă cu mașina cu viteză foarte mare, deși are o mașină puternică, și circulă cu 90-100 la oră, rar mai depășește 100 la oră. Băi, unde am ajuns? Ei, nu. Adică noi construim autostrăzi, maestre, cu gândul că vrem să ajungem mai repede de la București în, la Viena, dar o să mergem cu 90 la oră ca nu cumva să consumăm prea multă motorină sau prea multă benzină. Zilele trecute a intervenit și colega noastră, Ioana Ienedugiu, care a scris un întreg articol cum să nu ne mai spălăm, să facem economii. Dar nu numai dar. Deci eu atrag atenția asupra unui fenomen care a fost în pandemie. Deci, pandemia ne-a costat dublu pentru că statul român a simțit nevoia să plătească, mai țineți minte, presă, influencer, să convingă populația. Când putea să spună, bă, vă vaccinați obligatoriu, da? Bun. Nu. Dar de ce? Și am dat un exemplu aseară în jurnalul meu video la Poșta Română. Da. La toate secțiile astea de oficii care scad dracu, n-au biciclete, de exemplu, s-au pus niște afișe care înfățișează un robinet care nu mai curge și niște mâini săpunite. Și zice,
În timp ce te săpunești, închide robinetul. Domnul Turcescu, ăla a costat bani, nu înțelegeți? Afișul, tipărirea lui, hârtia. Deci va fi un prilej de acesta, măcar când eram la Scânteia, ne obliga să dăm. Această idee de convingere a populației va fi una dintre cele mai puturoase escrocherii din istorie. Că iar o să înceapă, o să dea Uniunea Europeană ca, cum ziceți, influencer, ca dumneavoastră, nu, dumneavoastră nu sunteți, o coțofană să scrie că ea poartă aceeași rochie timp de o săptămână, ca să nu se consume. Da, da, foarte bună, da. Nu, nu mai spălăm așa, da, într-adevăr, da. Da, să știți că italienii au lansat o altă prostie. Nu-i pe bune. Că apa de la macaroane cu care fierbe macaroanele, nu știu, e bună, se speli pe cap ceva de... Nu este. Ce deci, stați, am văzut una și mai tare pe internet. Vă spun acum. Apa de la duș cu care te speli și faci duș să fie reciclată și dusă în vase speciale de toaletă ca să tragi apa cu ea la WC-ul. Vă imaginați. Dați, vă dați seama la ce se ajunge? Adică va fi o chestie de genul ăsta. Domnul Turcescu, iertați-mă. Din experiența mea de 3000 de ani de istorie, va fi o izmenea. Lumea, la început e frumos, e cool. Nu știu dacă mă... Domnule, ai văzut, domnule, și vor da influențere și trotinetiști, nu vor mai merge cu energia aia, cu trotineta, vor împinge. Dar, după vreo zi, două, vă spun din experiența mea din comunism, să știți că încep să bombă. Adică e frumos așa la început, pe Facebook îți dai poze, femeile alea de la Roma care zic ele că nu se mai spală pe cap, când vor vedea că le curge vopseaua, zice, bă, stai puțin. Deci vom avea o perioadă de, să zic cum numesc eu, izmeneală, de e cool, adică din inițiative din ăsta. După asta, al de mândruțe vor spune, bă, trebuie să ajung totuși, cum să merg cu 50 la oră. O să-l prinde radarul într-o zi cu 130 la oră, în loc unde trebuia să aibă doar 90. Din punctul acesta de vedere, Ceaușescu a fost mai cinstit. Dom'le, să dea un decret, noi, noi gata, de mâine, ap, singura formă de mijloc de economisire este prețul. Așa am învățat eu la capitalist. La ideea că să-l conving, bă, ăla, mai țineți minte, că să avem grijă că oamenii, dacă ar fi așa, am avea următoarea situație. Hoții ar dispărea în urma influencerilor, da? Deci ar veni tot felul de hoți de buzunare și ar scrie pe Facebook că ei nu mai fură, că vor să fie, și atunci n-am mai avea poliție. Nu, vom avea în continuare legi și poliție că oamenii vor fura în continuare. Maestru, dar a spus o chestie din aur care mă face să mă duc spre o idee la care vreau să vă cer un punct de vedere. A zis așa, singura formă de economisire, ați învățat la lecție despre capitalism, este prețul, da? Bun, ai preț mai mare la niște produse, normal că o să cumperi mai puțin. Bun. Oare nu asta se întâmplă în momentul de față prin această criză legată de energie și de carburanți? Creșterile astea de prețuri nu sunt nici pe la această oră justificată. Nimeni nu poate să înțeleagă cum deodată, da, au crescut prețurile la carburant în vreme ce prețul barilului chiar a scăzut în anumite situații, iar la energie ne-am trezit brusc cu un Green Deal deloc gândit, da? Nimeni n-a venit să spună, domne, avem o problemă, nu știu, cu cărbunele. Cărbunele încă există, e în regulă bună. Au zis, domne, gata, trebuie să tăiem tot ce înseamnă producție de energie pe cărbune și am trezit cu prețuri crescute în mod absolut uluitor. Oare nu cumva așa au zis băieții la un moment dat, domnule, pe ăștia nu putem să-i convingem să economisească și atunci singura variantă este să le urcăm prețul atât de mult încât la un moment dat ei să spună, bă, sting becul, bă, opresc robinetul, nu mai fac nimic, încerc să încep să economisesc de unul singur pentru că nu mai am bani să plătesc? Da, fără a fi adept unei teorie conspirații, problema mașinilor. Era limpede pe acest Occident că omul a cumpărat o mașină. Da. Că e greu să mai cumpere încă una mâine. Bun. Și atunci producătorii de mașini au început să producă în gol, da? Și atunci au introdus mașina electrică, da? Deci o să cumpărăm toți mașini electrice și după vreo 10-15 ani vor spune că mașina electrică nu știu ce are și trebuie să fie o mașină care merge cu bâzii de albine. Și iar o să fie o producție. Deci, pentru că noi avem de a face, cum spun unii filozofi mai triști,
cu o producție, un consum de dragul producției. Noi nu consumăm, ați văzut că am spus și cu rutină, că noi nu consumăm, noi cetățeni, zicem și noi occidentali, de dragul, de, pentru că avem nevoie. Consumăm când ne spune publicitatea să consumăm. Eu sunt adeptul telefonilor mobile, puteți să-mi spuneți și mie de ce sunt 1000 de feluri de telefoane. Că sunt aceleași, vă spun. Mai este, nu, dar de ce sunt 1000 de încărcătoare de telefoane mobile? Da. Altă nebunie, da? Tot timpul trebuie să ai un cablu sau să ai 70 de cabluri. Am acasă două sertare de cabluri de încărcat telefoane, laptopuri, toate mufele posibile și imposibile, da? Deci asta, sunt nebuniile astea, nimeni nu spune despre toată treaba asta. Da? Și atunci acest Green Deal este o posibilitate de mers al producției, capitalismul, prin asta trăiește, prin permanent produci, da? Pentru că, repet, până la urmă, și atunci, la telefoanele mobile, o să vedeți că toți o să cumpărăm, avem toți telefoane mobile, o să vină și o să spună că telefonul mobil în forma actuală, bateria actuală, nu știu, ne provoacă cancer sau nu știu ce. O să aveți să vedeți. Și vor introduce telefoanele fără baterie. Deci, eu nu cred că, vedeți dumneavoastră, noi punem problema Green Deal-ului în timp ce până în Africa aia mor de foame. Deci aici este, aici are dreptate Castro, inegalitatea. Și atunci au profitat, dacă nu chiar au provocat acest război de Ucraina, pentru ca să ne explice fiecare moment că nu e apă din cauza războiului, nu e apă, că e secetă. Și nu e secetă că au mai fost perioade, nu neapărat din cauza schimbărilor.